a alergat timp de 7 zile 250 de kilometri prin deșert, o cursă grea, extremă, infernală, în care a pornit de la temperaturi de minus 4 grade Celsius, ajungând spre final să îndure temperaturi de peste 45 de grade. O cursă pe care nu doar că a dus-o la bun sfârșit, dar a trecut al patrulea linia de sosire și s-a clasat pe primul loc la categoria lui de vârstă. Iulian Rotaru este singurul român care a participat la maratonul Gobi March din China. Botoșăneanul, extrem de sufletist și foarte ambițios, s-a înscris într-o cursă ce pare imposibilă chiar și pentru profesioniști. Iulian Rotaru, angajatul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență din Botoșani, a alergat pentru copiii aflați în suferință. Astăzi dimineață, eroul din China a ajuns acasă. Odată ajuns acasă, alături de cei dragi, emoții le-au pus stăpânire pe Iulian Rotaru. Mai e ceva ca înainte de plecare. Deci, înaintea concursului n-am avut aceste emoții pe care le trăiesc astăzi. În schimb, de-abia așteptam să mă întorc acasă. Nicăieri este mai bine ca acasă. Iulian povestește cât de greu a fost să treacă prin această cursă, mai ales că a stat atât de departe de familia sa. A fost foarte greu. Competiția a fost foarte grea, o competiție frumoasă, care pentru mine impune adversari pe măsură. Toți sportivii de performanță, bine pregătiți, campionii mondiali la triatlon, la Ironman și eu, un campion de la pompieri din Botoșani. Tot timpul m-am gândit acasă. În timp ce alergam distanța de 80 de km în deșert, m-aș fi dorit să fiu în Botoșan să pot să-mi țin copiii de mână și ceilalți copii pentru care am alergat. Cursa infernală în care s-a pornit Iulian Rotaru a început la minus 4 grade Celsius. Pentru Gobi March, subofițerul de la ISU a început să se pregătească din luna noiembrie anului trecut. Am prins în primele 3 zile temperaturi de îngheț, când am găsit țurțuri de gheață pe mesele pe care mâncam fiecare mâncare de acasă, pentru ca în ultimele 3 zile să ajung la peste 45 în ziua lungului marș de 80 de kilometri. Au fost 48 de grade în aer. Vă dați seama, o temperatură de la minus 4 grade la plus 48, mult. Am plecat cu un bagaj, un rucsac de 12,5 kg, ceea ce a fost foarte mult. Au fost un băiat foarte bine cotat, a plecat cu 6,5 kg ca și rucsac. Sunt un om slab ca și fizic, dar instituția pentru care am alergat, instituția în care lucrez, cauza copiilor pe care i-am reprezentat, m-a făcut să mă simt puternic. Iulian și-a învins limitele. Cursa prin deșertul Gobi a fost fără doar și poate cea mai grea de până acum. Oarecum pot să zic că le-am învins, știți, pentru mine a fost ca un impuls, ca un imbold, dar am mers tot timpul pe premiza că orice punct geografic poate fi atins și orice limită umană poate fi depășită. A fost o limită mare, greu de trecut peste ea, dar faptul că sunt printre dumneavoastră, cred și am convingerea că am trecut peste limita pentru care trebuia să trec în concursul respectiv. În gara din Botoșani, Iulian Rotaru a fost așteptat de prieteni, colegi, jurnaliști, dar și de șeful ISU și prefectul județului. Asemenea, efort merită respectat din plin, mai ales că e și colegul nostru. Și suntem mândri cu el și i-ați urmărit evoluția în competiție? Da. Cu toți am, nu numai eu. Vă dați seama că trebuie să ai un caracter puternic ca să poți să reușești până să termin 250 de kilometri. Rezultatul obținut de colegul nostru, plutonier major Rotariu Iulian,
având în vedere condițiile deosebit de grele și dificile în care s-a desfășurat competiția și faptul că nu este un profesionist, el fiind pompier. Pentru el este o realizare foarte mare, în primul rând sufletească, pentru că a putut să plece, să ne reprezintă cauza și peste hotare, la nivel mondial, și pentru noi este important că acum este din nou în mijlocul nostru. Este nu numai sportivul anului, este sportivul județului, sportivul inspectoratului județean pentru situații de urgență. Îl așteptăm să-l felicităm și să mulțumiri și cu urări de realizări mult mai mari. Iulian va continua să lupte și să alerge pentru copiii aflați în suferință. Își dorește cu ardoare să participe la o altă competiție ce va avea loc în luna decembrie. Dacă ne va ajuta Dumnezeu și vom prinde o sponsorizare și finanțare, următoarea competiție va fi Deșertul Atacama în octombrie, la care sper să mi se dea posibilitatea să pot participa.